mulțumesc și mulțumesc și încă o dată tuturor celor care ne-au sprijinit, tuturor celor care participă la organizarea unui asemenea eveniment, nu este ușor de loc, echipei noastre care în mare parte s-a păstrat la prima ediție. Acum, ce să zic, aș ruga pe Marian să spun de două cuvinte, pentru că e deja, nu știu ce să mai spun, am ajuns până aici și nu mai am ce să mai zic. Bună seara și vă mulțumim că ați venit în seara ta la film. Asta e ceea ce dorim ca lumea să iasă la cinema după un an. Un an foarte greu pentru toată lumea. Revenim în sala de cinema unde proiecția revine pe ecran mare și sperăm să fie un nou început și sala asta în care venim aici de 7 ani să arate mai bine, să existe interesul de a o renova și de a avea un loc care să primească filmul românesc în Chișinău, un loc care să ne simțim bine pentru câteva zile. Vă invităm la film în fiecare seară, la toată la cât mai mult de filme și suntem aici să discutăm după timp cu dumneavoastră, cu spectatorii. Mulțumim! O să îi rog pe invitație. V-am așteptat astăzi la conferința lecție, dar ne bucurăm ca să ajuns acum și vă rugăm să salutați și noastră. Da, salut și-o pe toată lumea. În acest punct am avut un program făcut de mai mulți organizatori și n-am putut anume toate locurile. Iar aici, cred că după ce nu vă dați seama, eu văd o calitate de spectator, nu credeam că trebuie să iau cuvântul. Oricum, mă bucur să văd că există interes pentru filmul românesc în continuare la Chișinău. Mă bucur să-l revăd pe Ion Sartaru, pe care îl cunosc de mult, în 1998, de când a filmat la Teatrul Din Bătăjan, ceva dinainte de 1998. Mă bucur că, în continuare, Guvernul României, atât prin RITR, cât și prin Departamentul Special cu Federația Moldova continuă să sprijine astfel de acțiuni. Din punctul de vedere al Ministerului Culturii dorim să intensificăm anumite canale, atât prin ICR, cât și prin Secretariatul General al Guvernului, tocmai pentru a intensifica, pentru că sunt frumoase cuvintele pe care le schimbăm între noi, sunt frumoase simpatiile pe care le arătăm unii celorlalți, dar nu sunt suficiente. Podul de care am fost făcut, eu cred că e nevoie de mai mult de acum încolo și trebuie să acționăm mai concret. Chiar una din provocările pe care o lansez ICR-ului de aici, de această scenă, este legată de Cartea Românească, pentru că am aflat cu stupoare că în Republica Moldova am făcut doar 10% din cărți sunt diferite în limba română. Ori aici statul român clar nu trebuie să stea indiferent la acest aspect și vom intensifica comunicarea noastră cu ICR-ul din Chișinău pe această temă, să vedem concret ce putem face, pentru că Ministerul Culturii nu poate interveni direct în acest sens. Întorcându-ne la Pachel, sigur că an de an vedem filmul românesc luând premii la nivel internațional, dar contribuția românilor din Republica Moldova este una extraordinară în această ascensiune a calității filmului românesc, atât cu actori ca Ion aici de față, dar și cu regizori. Ați văzut că nu doar lumea filmului, și lumea muzicală, este clar că artiștii din Basarabia și-au pus o amprentă puternică asupra evoluției vieții culturale românești, inclusiv în ceea ce înseamnă lumea filmului și vă sunt eu recunoscător pentru acest lucru. Și repet, vor urma multe acțiuni concrete pe relația România-Moldova din punct de vedere cultural, dar mie îmi place întâi să fac după aceea să vorbesc. E mai bun
suficient personal la revedere. Vă mulțumesc! Bună seara! Iată, de la cea de-a 7-a ediție a zilelor filmului românesc la Chișinău și vreau să felicit organizatorii, pentru că într-un context atât de dificil ați reușit totuși și ați avut curajul să duceți mai departe această tradiție și mă bucur că la această a 7-a ediție Guvernul României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, se alătură acestui proiect, sprijină a 7-a artă și o face pentru că noi credem și România crede că tot ce înseamnă cultură, artă, sunt elemente care ne unesc, ne definesc și, ca să dau un exemplu, eu pe domnul Saptaru îl cunosc, ca să zic așa, din filme de foarte mulți ani și până astăzi nu am știut că este original din Basarabia. Drept dovadă, o dovadă în plus că atunci când vorbim de artă, de cultură, nu ne deosebește absolut nimic. Vreau să felicit și să mulțumesc totodată celorlalți parteneri care au sprijinit acest proiect, pentru că îmi dau seama că acest sprijin este foarte necesar pentru a pune la dispoziția cetățenilor din Republica Moldova și a editorilor de film aceste proiecții foarte apreciate, premiate multe dintre ele, de care sunt convins că vă veți bucura. Și în primul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, spectatorilor, pentru că ați venit să vedeți proiecții de calitate, să încurajați acest proiect, pentru că fără dumneavoastră nu ar însemna nimic acest festival. Pentru că stă să înceapă prima proiecție, primul film. Eu l-am văzut, nu o să vă spun despre ce este vorba, vreau doar să vă spun că să știți că nu toți politicienii sunt frate. Vă mulțumesc! Domnule ministru, domnule secretar de stat, excelență, domnule ambasador, doamnă și domnule deputați, senatori, dragi prieteni, eu mă bucur că putem fi împreună cu Alternative Cinema, cu Rova Film, de la prima ediție și până astăzi, că în timp am rezistat că acest festival, Zilele Filmului Românesc, l-am extins de la Chișinău în 3 orașe, acum în 5, sperăm la ediția viitoare să cuprindem 10 localități din Republica Moldova și tot mai multe, cu atât mai bine că și Departamentul Politic pentru Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova ni s-a alăturat și alte instituții de cultură, pentru că filmul este dorit și ne-am convins de acest lucru, spuneam asta și în conferința de presă pe care am ținut-o împreună. Am mers chiar cu concerte simfonice în localități rurale și în dorit, eu mai zic de cele de muzică populară, dar filmul este chiar așteptat peste tot. Mă bucur că am reușit aceste performanțe să rezistăm în pofida tuturor vicisitudinilor și mai ales a pandemiilor care au dat peste noi. Mă bucură faptul că putem fi împreună, spuneam și domnul ministru, și în această acțiune cu cărțile, chiar în aceste zile, în discuțiile pe care le-am avut și cu excelența sa, domnul ambasador, și cu domnul secretar de stat Andrei Novac, la Ministerul Culturii, și la Ministerul Învățământului, și la Ministerul de Externe, am pus problema unor modificări în legea Republicii Moldova privind percepția, receptarea ajutoarelor umanitare, unde există niște opreliști care privește cartea din România, tratată la fel ca și produsele alimentare, și pentru care uneori șoferii noștri de la Institutul Cultural Român, care vin cu carte către noi, Institutul Cultural Român de la Chișinău, trebuie să stea de 2-3 zile în punctul Vaman Leușeni, pentru că aceste lucruri se dispară, să avem libertatea de circulație a cărții și autorii din Republica Moldova, care editează la Iași și București, să-și poată liber aduce cărțile. Și credem că aceste lucruri fiind anulate, cartea românească va veni și mai mult către oricare român moldovean din Republica Moldova, pentru că, într-adevăr, și cartea și filmul contribuie în mod substanțial la revenirea la normalitate a societății de la
presării de tot. Ediția din acest an e una deosebită, eu spuneam, simbolică. Sunt 30 de filme cu cele de scurt metraj la 30 de ani de la obținere de către Republica Moldova a independenței față de Imperiul Sovietic. Cred că e ceva simbolic, dar nu ăsta a fost scopul organizatorilor, ci că a fost scopul de calitate. Dacă veți fi atenți că lângă filmele de scurt metraj, veți vedea că la filmele de lung metraj, cele de scurt metraj aparțin unor regizori celebri, spunea și domnișoara prezentatoare, lucruri deosebit de importante, mai ales pentru studenții Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice de la Chișinău, care studiază cinematografia și teatru. Într-un ceas bun zilelor filmului românesc, vă mulțumim tuturor pentru prezență și sperăm să fiți alături de organizatori și de instituțiile care susțin această manifestare în toate aceste zile deosebite, cu precizarea că din data de 11 ne vom vedea în sala alăturată și în alte seri la Festivalul Festes. Nu facem nicio pauză în manifestările culturale, iar și un eveniment deosebit teatral, unde vor fi vreo 36 de spectacole de teatru, multe dintre ele ale celor 12 colective de teatru care vin din țară, din România, de la București, Iași, Cluj, până și de la Tulcea și la Târgu Mureș și de la Râmnicu Vâlcea. Vă mulțumim și vă dorim tuturor sănătate și succes! Aș vrea să fac o scurtă precizare pentru corecta informare. Acel procent pe care vi l-am spus a fost adus la cunoștință tot în urma unor întâlniri cu oficiali din Republica Moldova, dar asta discutam cu domnul director de la ICR, că totuși e o cifră din trecut, că acel procent ar fi îmbunătățit substanțial. Un lucru foarte bun, dar sigur că trebuie să mergem înainte și să îmbunătățim și mai mult acest procent. Mulțumesc! Vă mulțumim tare, domnilor. Am să le rog doar pe domnul Crișan să rămână lângă mine. Da. Pentru că este bine, nu? pentru că, până la urmă, prima proiecție din această seară îi aparține regizorului Marian Crișan și aș vrea să invit alături de el pe actorii despre care s-a mai vorbit, Ion Sardaru, Ovidiu Crișan și pe criticul de film și selecționerul ZTR Ionuț Mareș. Să-i întâmplăm foarte mult. Bună seara! Mă bucur foarte mult că am revenit la Chișinău după un an în care am fost doar online. Mi-a fost dor să revin aici. De mine să vă săturați pentru că o să fiu aici în fața dumneavoastră în fiecare zi, înainte de fiecare proiecție și la finalul multelor proiecții la care avem invitați. Au fost menționate deja filmele din program, regizorii care le-au realizat. Vreau doar să atrag atenția că în afară de titlurile, de highlight-urile pe care cu siguranță le-ați văzut și care v-au atras atenția, vreau să vă atrag atenția asupra filmelor de debut, filmele unor cineaști aflați la început de drum. În seara aceasta, după proiecția acestui film, este un film Mie aș rata răzbunarea, despre generația tânără de actrițe din România, despre problemele ei. Este un film față de care mă bucur foarte tare că îl putem arăta. Mâine seară, un film de debut care a fost premiat la Moscova, o comedie despre efectele unor nocive ale rețelelor de socializare. Dog Poop Girl se numește filmul, cu hashtag înainte. Este un debut al regizorului Andrei Huțuleac. Andrei va ajunge în seara asta cu avionul la Chișinău și mâine seară va fi prezent aici. Un debut este și Otto Barbaru, pe care îl puteți vedea duminică în regia Alexandre Ghițescu, despre problemele tinerei generații, despre un adolescent punk care trece printr-o criză, o să vedeți de ce. Iar sâmbătă avem un film de asemenea special, al doilea film al regizorului Bogdana Petri, în prezența unui actor foarte, foarte interesant, este actorul momentului, dacă vreți, în România, pentru că face un rol extrem de puternic, este Bogdan Farcaș. El va fi prezent aici, filmul este neidentificat, este un thriller foarte intens.
și chiar vă invit să-l vedeți. Sigur, la filmul Radu Jude de sâmbătă seara cu siguranță veți veni. La filmul Cristi Puiu de mâine avem un invitat special, Marina Pali, o actriță tânără care este de asemenea plecată de aici, din Republica Moldova, și vă invităm să descoperiți și acest film. Duminică vom încheia cu filmul Radu Muntean, care a fost anul acesta la Cannes. Despre Focus cu Ion Sadaru să vorbim mai multe, despre Retro, Lucian Bratu, de asemenea m-ar bucura dacă veți veni număr cât mai mare și veți descoperi cele două filme, pentru că sunt cu adevărat speciale. Un film cu o fată fermecătoare este din 1966, cred că am greșit eu un text, nu din 96, cu Margareta Puslar, un film clasic. Bun, despre filmul seara asta nu o să spun eu prea multe, pentru că o să avem șansa să stăm la final de vorbă. O să rog doar acum pe Marian, pe Ion și pe Ovidiu să spună câteva cuvinte despre această seară, despre acest film, și să vă invite să rămâneți la final. Dar nu o să spun prea multe, o să vă las să vedeți filmul și, cum zicea și eu, o să discutăm după. Vreau doar să vă zic că acest film a fost turnat în 2018 în orașul meu natal, în Salonta. E a doua oară când filmez la mine acasă. Primul meu film de lungmetraj, Morgan, a fost filmat tot acolo. Așa că este un fel de continuare a explorării mele într-un mic orășel de provincie, de undeva din Ardeal. Vă las să descoperiți orășelul și oamenii din oraș. Și sper să vă placă, deoarece nouă le-a plăcut foarte mult să-l facem. Așa că ne vedem după. Las pe eu să vă... Bună seara! E o onoare uriașă pentru mine să mă aflu astăzi aici, într-o companie atât de selectă. Mă refer la toți domnii care au fost aici pe scenă, dar mă refer și cei din sală. Mă bucur foarte mult că îi văd aici pe profesoara mea de vorbire, pe colega mea superbă, Alan Menșicov, pe domnul Crudu, pe familia Burnaru, pe amândoi. O foarte mare onoare pentru mine este traducătorul meu oficial, să zic așa, Mihai Potorac, cel care îmi traduce piesele, pentru că eu mai împărcătuiesc și cu Pana. Domnul Mihai Potorac, care a venit de la Orhei și mi-a dus o papiroasă. Asta a fost foarte... mă bucur și vreau să-i mulțumesc domnului ministru că se află aici. Trebuie să menționez că este șeful meu direct sau șeful meu cel mai mare și mă simt la adăpost atunci când dumnealui e aici. Sala asta are o semnificație deosebită pentru mine, pentru că atunci când eram student, cred că anul întâi la Facultatea de Teatru din Chișinău, am venit cu un coleg de-al meu să vedem Andrei Rublev de Andrei Tarkovski. Sala era super mega aglomerată, deci era plină. Și la sfârșitul filmului, când s-a prins lumina, rămăsese numai eu și cu colegul meu. Sper ca lucrul ăsta să nu se întâmple și cu filmul nostru, dar eu cred că ar fi o onoare pentru Crișan să aibă același tratament ca și Tarkovski. Vă mulțumesc foarte mult, nu o să vă spun multe despre film, o să menționez doar că a fost o mare onoare pentru mine să lucrez cu Marian Crișan, un regizor foarte, foarte special în România și cu un traseu ciudat, ardelenesc, care mi-mi place foarte mult. Și vreau să vă prezint pe un actor care se cheamă Ovidiu Crișan, nu este fratele lui, cu toate că asta cred că a fost criteriu. Când s-a uitat la alegerea, nu s-a zis Crișan, ăsta cu siguranță că e frate sau cumna sau așa, zice, îl iau ca să nu plățesc. Am plumit, evident, este vorba de Ovidiu Crișan, actor la Teatrul Național din Cluj, un actor pe care îl iubesc foarte mult și cu care am lucrat extraordinar de bine.
Așadar, Ovidiu Crișan. Bună seara! Mulțumesc, Ion, pentru vorbele frumoase pe care le-ai și pentru gândurile tale bune. Mă bucur foarte mult că sunt aici, în fața dumneavoastră. Am mai fost la Chișinău de două ori, dacă nu mă înșel. Erau alte manifestări artistice, nu fiu altceva, teatru, filarmonic și mai departe. Întotdeauna am simțit extraordinar aici, publicul de la Chișinău este minunat. Mă bucur pentru Ion și cred că merita o astfel de sărbătoare. Îmi dau seama că se simte extraordinar, având în sală atât de mulți cunoscuți, spuneam profesori, oameni pe care îi știe și care îl știu. Da, vorbim mai multe după fi. Vă mulțumesc frumos! Am rămas doar să vă urez poftă mare la film și o vizionare plăcută și neapărat sper că dacă până duminică seara, sala să fie plină pentru ca să descoperiți diversitatea, cum am mai spus, din ce în ce mai mare a cinematografiei românești. Vizionare plăcută și seara frumoasă tuturor!